am făcut această comemorare cu ocazia celor 600 de ani, care se împlinesc de la... De când domnitorul Alexandru cel Bun a dat dane domnească preotului Iuga și fratelui său Nanu, satul Buciumeni, care se întinde deci între granițele cu Baia și Rădășeni. Avem în programul de astăzi vizionarea unui film despre domnitorul Alexandru cel Bun, Alexandru cel Nou, prezentarea unui referat în temerea Moldovei. O să facem o prezentare și a istoricului mănăstirii noastre, Sfântul Gheorghe Buciumeni, și am mai avea încă o prezentare, un referat în PowerPoint, despre Alexandru cel Bun. Dacă timpul o să-mi mai îngăduiască, ca să amintim și despre domnitorului, care este considerat deci un întemeitor al unul dintre importanți întemeitori ai Moldovei. Este părinte de ciuc, imediat mă corectează și îmi spune că au mai pus-o ca o cărămidă și altcineva înaintea domnitorului Alexandru cel Bun. Acum, ca să putem, avem posibilitatea să ne odihnim un pic, am stat în picioare și poate din cauza emoțiilor sufletești am obosit un pic, fiecare și-a adus aminte, poate că au avut cineva din familie un erou căzut pe câmpul de luptă, sau însuși faptul că suntem urmașii unor oameni care ne-au făcut cinste și am trecut prin emoții care ne-au înmuiat așa puțin sufletește. Ca să ne odihnim, o să vizionăm filmul despre Alexandru cel Bun. Este foarte... sunt cuprinse aici niște date foarte importante și cel puțin eu când le-am văzut m-am bucurat foarte mult, fiindcă perioada de început, istoria noastră este trecută mai mult sub tăcere și nu prea avem informații. Chiar acum, cu ocazia pregătirii simpozionului, mi-am dat seama că este o nebuloasă în istoria noastră în perioada aceea și din cauza lipsei de informații. Vizionare plăcută! Este o copii care părintele Demciuc a reușit să o scoată de la Muzeul de la Suceava în căutările și pregătirile pentru activitatea de astăzi. Am mai găsit o copie, dar pe ultimul moment, de la Vasile Ciurea, care a avut-o, deci, prima dată în muzeul de la Frăticei, peste Ipene, Tomiesa. Și fiindcă este ziua, deci ziua sărbătorim, că ar fi foarte bine dacă l-am citit. Să vedem și noi despre ce este vorba în zapis. Zapisul este scris în limba slavonă. Și noi avem o traducere română slavonă. O parte dintre noi știe, o parte nu. Eu știu numai atâta un pic. Și în case, până acum așa, părintele de nici o să spun un secret, care nu știu dacă este secret. Când am restaurat noi bisericuța Sfântul Gheorghe, de aici, a fost o discuție între părintele nostru de aici și domnul Asitei Blănare, când s-a să-l odihnească. Avem toate cinstea și doamna trebuie să vorbim foarte frumos despre domnia sa, fiindcă a făcut foarte multe lucruri și i-a plăcut să salveze monumentele exact
după valoarea lor originală. Chit că nu mai se părea prin noi, chit, dar după ce a trecut lucrul, ne-am... toată lumea, nu numai noi, în zonă, în Suceava, toată lumea are numai un cuvânt bun dispus despre domnul Plânan. Și fiindcă au fost vorba, am alunecat, cum mi-a adus aminte. V-am zis, acum avem pace, așa comemorări, ne aducem aminte din aintași noștri și divagăm un pic. Era vorba de obseaua care era dată de biserică. Inclusiv era dat pe tocul ușii, o obseaua albastră. La un moment așa o sfetietă care a cercetat și a vrut și-a urmărit acest document, la un moment dat și-a vorbit despre biserică, se spune că a dispărut inscripția de pe ușă. Era o inscripție de ușă și a dispărut. Părintele, așa mai voinicul, a curățat acolo într-un fel și a apărut o mică inscripție. Eu, după cum am citit, deci, cred că nu am cunoscut toate literile și am zis că n-am să spun niciodată că nu vine un expert să citească. Că după cum am citit acolo, am citit așa, Dumbrava, Nan, S și toți. Zapisul acesta, dat de domnitorul Alexandru cel Bun, a fost dat preotul Iuga și fratelui său Nan. Sau nanului, așa este, trecut el prin documentele vremii. Și la un moment dat, deci mai... la vreo 10 ani, deci acest zapis a fost reînnoit de către domnitor. Și, deci, încă o dată a confirmat că, în respect dania satului Buciumeni, către preotul Iuda, deci, al doilea, deci nu a mai fost numit acolo fratele său Nan. Și mai adaug la acest al doilea act de și mai adaugă și Odăneștiu, Ciosace și Buciumeni, care în primul act de donație era trecut doar ca graniță, ca hotar. Și în perioadele care mai urmează pe urmă, deci, în aceste sate, deci nu mai este trecut preotul Iuga. Pe urmă sunt trecuți, urmați, așa se spune, acte de muncă, de, din muncă așa, că se dă să fie satul Buciumeni, dar nu, deci, că ar fi fost în posesia fratelui, nu a preotului Iuga. Și eu, după cum am citit, poate nu e adevărat, poate nu trebuia chiar așa într-o adunare să spun lucrul ăsta, mă gândesc că până la urmă, fiindcă la a doua donație, nu l-am mai amintit, domnitorul pe fratele Nan și cu toate că ei deci stăpâneau împreună satul cu Ciumeni, el îi l-aș fi dat definitiv. Și-a scris pe tocul ușii. Când am făcut noi restaurarea, sunteți din Fălticeni, știe toată lumea că noi era un pridur așa adăugat acela. Fiindcă la 1930, când s-a restaurat biserica, fiindcă ea a fost părăsit o perioadă de timp, s-a dus un clopot. Și fiindcă nu prima dată a fost clopot în pădure, cam cel puțin s-a putea chiar unde este un copac mare, poate acolo agățat de creangă, pe urmă s-a adăugat o clopotniță în față, la intrare. Și se trecea pe el de desubt. Și s-a pus niște scânduri și au rămas sub clopotniță ca un pridvor, ca un pridvor mic, așa. Ei, domnul Blănaru a vrut să stricăm acel pridvor. A fost alea cu, așa, un conflict. Că eu mi-aș fi dorit foarte mult să rămân acel pridvor, el a zis că nu să păstrăm biserica originală. Eu vreau pridvorul, el nu vrea pridvorul, s-a dus la noaptea Sfințitul Pimen și a zis, uite ce face Maica, nu mă lasă stric pridvorul. Au venit în altul și cu bastonul
Asta se strică. Ce se mai spune? Nu s-a mai zis nimic. Pe urmă, ea, mai ales și după ce a ieșit în evidență inscripția de pitocul ușii, domnul Bănar ar fi vrut să facem măcar un metru de pritvor, fiindcă, după părerea mea și după părerea lui, să știți lucrul acesta, ușa de la intrare este originală, fiind încadrarea din timp de lup, fereastrău celor din țăder, corespunde, deci perioadei voievodale nu corespunde perioadei secolului al XVIII-lea. Cum se spune că ar fi datată biserica noastră? Noi spunem că este secolul al XVIII-lea, fiindcă n-am avut un act, așa cum au rădășenii, să spun, uite, la 1500 sau 1400 era o bisericuță acolo, atunci ne legam de lucrul ăsta. Singurul lucru care ne face totuși să considerăm că biserica noastră are undeva, deci odată de construcții mai mult mai veche decât secolul al XVIII-lea, este faptul că în acest zapis se dădea, trebuia să fie dat din generație în generație. Și când se dădea zapisul, trebuia să fie spus că biserica este construită pe același sfânt altar cu biserica originală. În al doilea act, de donație de confirmare a tatălui Buciumită, vreodată domnitorul Alexandru cel Bun, preotul Iuga, când adaugă șodăriștii, ciosace și rătășenii, acolo spune că amintește și Buciumenii, fiindcă acolo este casa lui. Dacă, mai ales că dacă era preot și era într-un sat, nu se poate să nu fie fost, să nu fie avut și biserică în satul ăsta. Și fiindcă tradiția, însuși faptul că oamenii din generație în generație trebuiau să spună că această biserică s-a zidit pe același sfânt altar, fiindcă partea de la sfântul altar, dacă ne uităm la îmbinările de la Crință, în coadă de rândunică, ne părintele aici așa poate să confirme, deci este specific stilului de construcții moldovenesc. Deci până să înceapă, deci perioada asta de austro-ungară, cum ar veni, noi considerăm și fiindcă, încă în al treilea rând, când se dădea actul de donație, cel care preda actul de donație trebuia să mai spună un lucru. Că biserica originală, deci lățimea bisericii noastre de acum ar fi fost lungimea bisericii originale. Biserica ar fi fost ca un pătrățel, ceva mai mic. Însă am zis că totuși am zis să citească, mă apelez la bărbați. Însă, dar după ce citesc eu, ca să rog părintele, vă las să citească deci istoricul mănăstirii și o să vedem acolo. Dar să cred că este foarte important ca să citem, o citesc traducerea actului de donație. Să lăsăm părintele Denciuc. Citiți sunt asta. Ne vorbătește așa? Nu, citiți? Dați-i microfon. Ha, nu, dăm părintele Denciuc să citească. Vreau mai ales că s-o strădui, s-o dus pe la muzeu și l-o scotocit pe acolo. Da. Mina lui Dumnezeu, noi, Alexandru Voievod, domn al țării Moldovei, facem cunoscut cu această carte a noastră, celor care o vor vedea sau vor auzi citindu-se, că acest adevărat Popa Iuga ne-a slujit nouă credincios. De aceea, noi, văzând dreapta și credincioasa lui slujbe către noi, l-am miluit cu deosebita noastră milă și am dat în țara noastră un sat lângă Baia, anume Buciumeni, ca să-i fie uric cu tot venitul lui și copiilor lui și fratelui său Nan și copiilor lui și nepoților lor și strănepoților lor și răstrănepoților lor și întregului lor neam neclintit niciodată în veci. Iar hotarul acestui sat să fie începând de la movila care este pe deal, pe
pe drum la vale până la stejarul cel gros și de la stejar până la pârâu și din pârâu la capătul tufișului și de la capătul tufișului până la drumul ce merge de la stan până la baia. Apoi pe drum până la pârâul ce merge la Rădășeni, lângă Stăniga. Apoi cade mai sus în alt pârâu, de acolo la stejarul ce este la drum de acolo, în sus pe pârâu, de la un stejar la alt stejar, iar de acolo la Salce și de acolo înapoi pe drumul care merge la baia, până la hotarul băiei de acolo pe câmp, până la hotarul lui Dragoș și de acolo înapoi la Dumbravă, la Movila cea mare. Acesta este hotarul. Iar la aceasta este credința domniei noastre a mai sus Hristului Alexandru Voievod și credința iubitului fiu al domniei mele, Iliaș Voievod, și credința tuturor copiilor noștri și credința boierilor noștri, credința panului Mihail a copiilor lui, credința panului Grinco și a copiilor lui, credința panului Ion Vornic de Suceava și a copiilor lui, credința panului Negrea, credința panului Vâlcea, credința panului Giurgiu și a copiilor lui, credința panului Neteac și a copiilor lui, credința panului Dragoș și a copiilor lui, credința panului Ilia și a copiilor lui, credința panului Isaia și a copiilor lui, credința panului Mihail Popșa și a copiilor lui, credința panului Dan Ceașnicu și a copiilor lui, credința panului Ivan Tetco și a copiilor lui, credința panului Domoncuș Stolnic și a copiilor lui și credința tuturor boierilor noștri și mari și mici. Iar după viața noastră, cine va fi domn al țării noastre sau din copiii noștri sau din neamul nostru sau pe oricine îl va alege Dumnezeu, să fie acela să nu le clintească dania noastră, ci să le întărească și să le puternicească, pentru că i-am dat pentru dreapta și credincioasa lui slujbă. Iar pentru mai mare întărire a tuturor celor mai sus scrise, am poruncit slugii noastre credincioase Neagoie Gramatic să scrie și să atârne peceta noastră la această carte a noastră. La Suceava, în anul 6932, 1424, februarie 16. Peceata, eu, Alexandru Voievod, gospode, zemlea Moldavskoj. Și când auzim cuvintele mai tari și vorbim, este legea firii ca să ascultăm pe cei care au fost înaintea noastră. Și fiindcă părintele a citit așa frumos, m-am gândit să citesc câteva rânduri pe care l-a scris domnul profesor Vasile Ciurea în amintirea episodului episodului de cum a căpătat în Sapisul, domnesc, pe Sapisul. Mai bine nu stă mai bine deloc. Deci spune domnul Vasile Ciurea, deci Sauteșu. Doamna Nicoleta s-a ducat, dar fiindcă este la muzeu, m-am gândit că totuși să nu fac așa un lucru. Nu mai am făcut o copie. Aici este un inventar, un important inventar cu toate obiectele care au fost la muzeul de la Fărticeni. După cât mi-a zis doamna Nicoleta, era al patrulea muzeu, ca mărime și ca importanță din țară după... Avem colega de la muzeu. Primul loc care era cel mai mare? Galați, Târgu Jiu, Orșova. Da. Galați, Târgu Jiu, Orșova și al nostru era al patrulea muzeu ca importanță pizzata. Datorită domnului profesor Vasile Ciurea, care am înțeles, deci în perioada comunistă, spuneți-vă lor, a fost foarte dedicat pentru muzeu și, de exemplu, o mică întâmplare. În perioada războiului, a transportat cele mai importante obiecte la Bran, cu trenul. Adică și-a lăsat bunurile lui personale în favoarea celor de la muzeu.
pentru a fi salvate, pentru că în 1945 în Vaticeni a trecut linia frontului. Și biblioteca municipală în care noi funcționăm astăzi era, a fost cazemată rusească. În perioada am găsit documente scrise de profesorul Vasile Ciurea. Și, deci, practic, muzeul a fost desfințat de două ori. Atunci, în perioada războiului, al doilea război mondial, și după aia, în 1972. După război, Vasile Ciurea a fost, a fost pur și simplu friconit de regimul comunist. Muzeul cumva a căpătat altă conotație la modul nu faceți ca ei, deci am găsit în caietele de onoare ale muzeului, cum veneau autocarele cu muncitori și spuneau că au văzut burghezii și au văzut cum primau poporul. Ce să vă spun, au început să dea o altă conotație, să aducă imagini ale instituțiilor da, comuniste în muzeu. Profesorul Ciurea s-a luat pensia, a avut o perioadă când chiar era ajutat financiar de un profesor de muzică, de un prieten de al său. Iar în 1972 a fost o decizie peste fapte și au hotărât să desfințeze muzeul definitiv. De atunci funcționează acolo biblioteca municipală. Mare parte din piese, ce ați văzut și dumneavoastră, Zapisul, Uricul, Ștefan cel Mare, au fost luate de alte muzee din țară. Pentru a le putea recupera este foarte greu. Acum ar trebui intentate procese foarte costisitoare. Important și... important să fie, să da. Fie în siguranță. Da, da, da. Dar multe s-au pierdut. Și în subsolul bibliotecii era o bibliotecă imensă atunci în 45 și s-a dat foc acelor cărți. Se păstrează câteva cărți vechi, le puteți vedea în bibliotecă, în Muzeul Fălticenilor, da. Atunci. Ca să amintim și de domnul profesor Vasile da. Ciurea. Uitați cum ce Serafim, spune... Susați, mai, Serafim Ionescu într-o scriere spune că rușii când au venit în Fălticeni au dat foc, au ars arhive ale școlilor și arhivele orașului. Da, deci Serafim Ionescu este o scriere... Eu mă refer, Serafim Ionescu e fălticenean. Scrie în grupe altă chestia asta, am să fac o fotografie, adică am acasă, am să vă dau să vedeți. Scrie în grupe altă. Așa se întâmplă când este război, așa se întâmplă... Nu, nu, rușii așa au făcut totdeauna. Se schimbă regimurile. Ca să vedem și acum imagini despre război, cum se întâmplă. Cel care crede că va suceri, vrea să strice arhiva, ca să nu știe nimeni. Ce bunuri au fost și ce bunuri au mai rămas din cauza asta. Haideți să dăm citire la această amintire și această domnul profesor. Deci de-am de existența lui, Azapusul, la gospodina Catinca Vechi Aconu din satul Pucimeni, astăzi o suburbie a târgului Fălticeni. Aceasta moștenise de la soțul ei, Vasile de Aconu, care și el îl avea din moși strămoși, numără da să știu că acel valoros document nu se găsește la muzeul ce luase ființă. Am început toate urmăririle ca să pot reuși în dobândirea lui. Vreo două luni de zile am tot vizitat pe un ginere al bătrânei Catinca, ce Vasiliu, ce și avea gospodăria în drumul care îl făcea la stația preistorică de la Rădășeni și unde, odată cu primăvara lui 1915, începuse săpăturile care au fost încununate de cel mai frumos rezultat. Constantin Vasiliu mi-arată toată bunăvoința ca să mă servească. Își pune și el toată autoritatea sa de ginere pe lângă bătrâna sa soacră, dar totul era în zatar. Bătrâna nici nu voia să audă de înstrăinarea documentului. Într-una din zile îi spune de ginerului, ce vreți voi, să nu mai putrezesc în mormânt, că-și mor blestema toți buciumenii când vor ști că trebuie să slujească aceluia ce va stăpâni uricul. Adică frica ei era că odată ce documentul va fi în altă mână decât a ei, proprietarul nou va alunga de pe pământul lor pe răzieșii și satului Buciumeni și va pune astfel stăpânire veșnică pe averea lor strămoșească. Iar fac o întrerupere.
cei din Buciumeni s-au bucurat și au fost foarte mândri că sunt răzeși, adică ei au fost oameni liberi, nu au fost sub stăpânirea nimănui. Și din, și din cauza asta, zice, să nu cumva să își pierdă dreptul ăsta să răzășesc. Cu mulți ani în urmă, Uricul fusese fotografiat, descifrat și publicat în analele Academiei Române de către Ion Bogdan, fostul profesor de slavistică la Universitatea din București. Ion Bogdan stăruise să îl dăruiască, dar a întâmpinat și el din partea proprietarei aceeași opunere. Era în anul premergător mobilizării. Se începuse aplicări, cercetări, concentrări de contingente. De o asemenea concentrare se pregătea și unul din fiii Catincăi, Costica Deaconescu. Fost coleg cu mine în clasele primare. Lui Costică Deaconescu, mama sa, încredința Uricul, povățuindu-l să caute anul străina. Acesta însă, lovit de fatalitate de a-și pierde soția, căuta să-și lege viața cu altă ființă și căreia să-i lase copiii, dacă el va merge la chemarea oastei. Costică Deaconescu se duce la cumnatul său, Constantin Vasiliu, și roagă să-l cunune. Acela prinde de îndată momentul și răspunde scurt de tot. Nici prin când nu-mi trece de așa ceva, să-ți cauți pe altul, că ce timpurile sunt grele. Atunci pe cine vede Costache că să iau, dacă mă ta nu poți. Lasă-mă, băiete, că ți-o găsi eu mai pe cineva, mai vin o zilele acestea pe aici. La două zile cad eu la Costică Vasiliu. Și îmi spune, bine că ai venit, ce Vasilică, să-ți spun o mare bucurie. Mi se pare că ai să pui mâna pe Uric pentru muzeu. Dar cum îl întreb eu pe nerăsuflate? Iată cum, cumnatul meu, Costică, vrea să se însoare și vine la mine stăruind să-l cunun eu cu nevastă mea. Eu i-am spus hotărât că nu pot, dar îi voi găsi eu naș. Dacă mă tai vrea să-l cunune, atunci îl fac eu să-ți dea Uricul. N-am stat nicio clipă la gândire, ce să fac? Chiar răspuns că-l cunun cu toată plăcerea, dar drept dar de nun mare să-mi dea documentul pentru muzeu. Costică Vasiliu îl așteaptă acum pe Deaconescu să-i dea răspunsul acesta, dar tot cu o prefață diplomatică. Știi la cine m-am gândit? Că ar putea să te cunune, spune Vasiliu când vede pe Deaconescu. Cine? Vasilică Ciurea. E bubă de Costică, e tare bun. Bine, bine, zice Vasiliu, dar știu eu dacă o fac, dar dacă îți cere documentul din muzeul lui, îl dai? Cum să nu îl dau, bă, de Costică? E, atunci am să caut să vorbesc cu Vasilica, adică cu Ciurea, domnul Ciurea. Și îți dau răspunsul. Cum și când eu am mai dat răspunsul, nu știu, dar atâta știu că în una din zile a venit cu colegul meu de școală, primarul Costică Deaconescu, și mă vestește că în prima duminică ce venea, îi va fi nunta și că va trimite căruța să mă ia de acasă. Între timp lase înțelegere soția lui Costică Vasiliu, care eram să cunun, de a face pregătirile necesare și cheltuiala voi suporta-o eu. Și care s-a ridicat la 250 lei, mai aproape salariul meu pe o lună, după cum era pe atunci. Nunta s-a pornit pe la 4-5 după amiază în casa Mirului în Buciumeni. Iar masa cea mare și petrecerea s-a făcut în casa lui Costică Vasiliu. Toată noaptea am stat, am ciocnit pahare pe pahare, căci unde a fost chip să pot pleca. Odată numai ce mă amenință Mirile, care anume avea gust de vorbă mai multă cu mine, că nu-mi dă Uricul. Și sub această amenințare a trebuit să stau până la 6 dimineața când pe ștergarul cu monogramele mele, dar din partea Miresii, mi-a pus și Mirile Costică Uricul lui Alexandru cel Bun, care astăzi se găsește în muzeu lângă celelalte urice de la Ștefan cel Mare pentru Rareș, Irimia Mobilă și altele. Deci așa s-a ajuns Uricul de la Alexandru cel Bun în muzeul de la Fălticeni. Și ca să nu părăsim nici
această latură istorică de la Buciumeni, să rugăm pe Părintele Varlam să citească, îl citești mai repede, ca mine o să publi istoricul mănăstirii. Istoricul mănăstirii de Gheorghe Buciumeni. Despre existența acestor două prelegeri cunoștințe primate prima dată la 16 februarie 1924 din zapisul domnitorului Alexandru cel Bun, prin care se face Danie satul Buciumeni, în popa iuga și fratelui său, nanului și feciorilor și sănăcoților și a tot neamurilor neroșuit niciodată în veci, pentru că au slujit cu credință. În alte unice din 1428-1434, Ștefan Vodă și Ilia și Ștefan Voievozi întăreau popii Iuga și fiului său Mihail stăpânirea acestei așezări. Unicul domnesc a fost scris în limba slavonă și a fost transmis din generație în generație până când, de printr-o întâmplare mai hazlie, a ajuns în posesia profesorului Vasile Ciurea. Profesorul Vasile Ciurea este cel care în anul 1914 a semnat actul de naștere al Muzeului Fălticeniului, un reper important al municipiului în cultura locală, dar și națională, prin care mult timp Fălticeniul și-a făcut un titlu de mândrie. Uricul domnesc a stat mult timp în posesia familiei Diaconu, care îl moștenise din generație în generație. Cărtumarul știa că fiul Catincă Diaconu trebuia să se însoare și își căuta nașa, dar și că profesorul Vasile Ciurea dorea foarte mult acest uric domnesc pentru muzeu. Atunci cărciumarul a intervenit și a găsit nașul căutat de familia Diaconu. În persoana profesorului Vasile Ciurea și spera ca prin această apropiere uricul domnesc să poată fi protejat la muzeu. Astfel s-a cum întocmit nașul și s-a stabilit munta. Munta a fost și hazlie și cu tâlc. Nașul neobișnuit fiind cu băutura, a rezistat doar câteva ore bând cot la cot cu nuntașii, dându-și seama că el nu este învățat cu băutura ca toți cei de la nuntă, s-a ridicat dorind să plece și să scurteze petrecerea. Fiind petrecerea întoi și veselie mare, făcându-se din cauza uricului Mirle, l-a amenințat că nu-i dă uricul domnesc dacă nu stă până se face ziua. De nevoie ce nu face omul. Profesorul Vasile Ciurea a stat până în zori, iar înspre dimineață, Costică Diaconul i-a închinat nașului ca dar de nuntă mult răbunitul uric al lui Alexandru cel Bun pe ștergarul de naș, brodată cu monograma profesorului. După obiceiul străvechi de a se dori prosoape din zestrea miresei nașilor și rudelor apropiate pentru a le face mare cinste acestora, Muzeul pentru Fălticeni, reprezentat mai mult timp pentru cetățenii de aici, un titlu de mândrie, el ocupând în vremea aceea locul 4 în România, ca însemnătate, mărime și valoare a exponatelor. Din păcate, Muzeul Fălticenilor a fost desființat în 1972 de către autoritățile județene de atunci și obiectele de inventar au fost predate Muzeului Județean Suceava și nu numai doar atât. Odată cu acestea, toate au fost predate și zapisul domnitorului Alexandru cel Bun, prin care face danie satul Buciumeni de Popa Iuga. Aici, în Buciumeni, din cele mai îndepărtate timpuri, găsim Biserica de Lemn, monument istoric pe o mireasă veșnic frumoasă și pură în frumusețea și în frumusețea ei virgină. Biserica are hramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și stă bine integrată în peisaj, la fel ca și copacii din Dumbrava Minunată, la fel ca și răzeșii care, neam de neamul lor, au locuit și viețuit în satul Buciumeni, așa cum spun și ei și așa cum dovedesc și faptele și însemnările istorice. În uricul lui Alexandru Ioan Cuza nu se scrie nimic despre existența de aceste meleaguri care reune bisericii, dar aceasta nu înseamnă că nu a existat nicio biserică în condițiile în care însuși proprietarul pământului era preot. Despre biserica de aici doar s-a transmis prin Biograi și din generație în generație până la Vasile Ciurea că este danie dumnească din timpul domnitorului Alexandru cel Bun. Că biserica a fost construită dintr-un lemn, dintr-un stejar retezat de pe loc, a cărui tulpină retezată ar fi fost de Sfânta Masă, că după o vreme ar fi reclădită pe același Sfânt Altar, că lățimea ei din prezent este lungimea ei originală.
în Sinodicul Bisericii Oprișenie 1937, la pagina 45, se spune că Biserica Bucimeri, cu hramul Sfântul Gheorghe, clădită din lemn de pe loc, ca și Biserica Sfântului Ilie, cu care este contemporană, are ca data a fundației 1765. În repertorul bibliografic al monumentelor medievale din Moldova, istoricului Nicolae Stoicescu spune că locașul de lemn de la Bucimeni ar fi fost ridicat în perioada 1700-1706, iar prima reparație serioasă ar fi fost făcută în 1821, Otilia Bălinștineanu Moldova, Bisericilor de Lemn, Editura Trinitas a Patriarhiei Române. Deasupra pragului de la ușa de la intrare este consemnat că acest locaș a mai fost reparat în anul 1892. În inscripția din pronaosul bisericii se arată că în anul 1930 bisericii s-au făcut reparații radicale, după care a fost redată cultului. Ultima reparație a avut loc în perioada 2014-2016. În perioada de început, biserica a servit ca parohia a satului Bucimeni, unde se află și cimitirul satului. După construirea bisericii de zid din Oprișeni, biserica de lemn devine filie a acesteia până în anul 1993, când la Bucimeni s-a înființat schitul de Maicii Sfântul Gheorghe Bucimeni la cetea Maicilor Epistimia Bejan, Tecla Afloare, Eupraxia Hoidrag, Antonia Hoidrag, care au avut metania înainte de decret la Mănăstirea Râșca, dar și a altor maici izgonite din alte mănăstiri datorită decretului din 1959-1960, când maicile și călugării sub 50 de ani au fost scoși forțat din mănăstiri pentru a se angaja în câmpul muncii. Cu binecuvântarea nouă preasfințitului Pimen, schitul se va transforma în mănăstire de maici începând cu 1 ianuarie 1998. Maicile mai sus menționate după excluderea lor din mănăstire s-au angajat la fabricile din Părticeni și au dus viață de sine, locuind pe la casele lor, după modelul maicilor de la mănăstirile Agapea și Vrate. Și ne uitând de pravila de biserică și de rugăciunile pentru sine și pentru aproapele, ele au venit aici, la Bucimeni, unde preotul paroc Ilie Anisescu le-a înțeles situația de călugăr aruncat în drum și în valurile lumii acestea și le-a dat cheile bisericii Sfântul Gheorghe Bucimeni pentru a veni aici ca acasă. Astfel, rând pe rând, veneau aici ca la mănăstire pentru pravila de dimineață, maicile care erau de serviciu după amiază și cele care lucrau dimineață veneau la biserică după amiază și s-au împropit aici un fel de mănăstire clandestină. Fapt pentru care poate da mărturie Părintele Protopop de Fălticeni, Adrian Dulgheru, care copil, fiind el însoțea aici pe maici, trăgea clopotul băteatoaca și învăța alături de ele tipicul de la strană. De asemenea, Părintele Marian Anisescu, nepotul Părintelui Ilie Anisescu, preotul Apostol și Presbitera Maria Apostol, preotul Mihai Beraru, preotul Gheorghe Brădățanu și alții sunt câțiva dintre binefăcătorii și sprijinitorii maicilor din acele timpuri grele. Biserica de lemn este construită din bârne de brad, iar de jur împrejur are sculptat un frumos brâu moldovenesc. Este îmbinată la colțuri prin cheotori și este așezată pe tălpi groase de stejar. Ușa de la intrare, prin decorațiile ei, ne duce cu gândul la perioada voievodală și pare să conteste vechimea ei de secol al XVIII-lea. Cum este în prezent ea înscrisă în nomenclatorul monumentelor istorice, deoarece nu s-au găsit alte date mai dinainte de aceasta care să amintească de existența ei mai de timpuriu. În 2014-2016, biserica a fost reparată ultima dată, iar la 21 noiembrie 2016 a fost resfințită de către înalt preasfințitul Pimen, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților la acea dată. Împreună cu un numeros sobor de preoți și numeroși credincioși, acel eveniment a fost cu adevărat o mare bucurie duhovnicească. Bucuria lucrului binefăcut însoțită de sentimentul că odată cu salvarea bisericii monument istoric de la Bucimeni și de la degradare, ei s-au pus în valoare frumusețea ei estimabilă, vechimea și autenticitatea de necontestat.
în incinta Mănăstirii Sfântul Gheorghe Bucimeni, în anul 2005, s-a definitivat construirea unei noi biserici zidită din cărămidă, care este mai încăpătoare și mai călduroasă pentru perioada de iarnă. Aceasta are ramul Buna Vestire pe 25 martie și Sfântul Ierarh Alexandru 30 august. În prezent, pentru a proteja bisericuța monument istorică cu ramul Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, se slujește rar și numai pentru evenimente deosebite, deoarece s-a hotărât ca bisericuța să fie dată spre păstrare și conservare, cum prevede legii protejării monumentelor istorice. În prezent, aici viețuiesc alături de cele 30 de bătrâni internați în căminul de bătrâni, din incinta Mănăstirii Bucimeni, un număr de 40 de călugărițe, în frunte cu Stavrofora Maria Mălăiescu, stareța Mănăstirii Sfântul Gheorghe Bucimeni, protosinghelul Petru Cucu Florin, duhovnicul obștii și preoți slujitori, Romnau Varlam Baranainte, preotul Ștefan Bolohan și părintele Camil Descălașu, care duc viață duhovnicească, postez, se roagă, fac milostenie, se îngrijesc cu munca câmpului și cu grija față de aproapele, de bătrânile acestea care locuiesc cu ele, ca niște maici, în cămăruța hrăzită lor, la căminul de bătrâni Bucimeni. Mergem pe calea cea dreaptă și să putem să înțelegem timpurile în care a fost dat acest zapis. Noi avem, este făcut deci, o istorie a perioadei de început până la Alexandru cel Bun. Cine citește? De ce aveți să cer? Care v-am dat o seară? Da, frumea. Care v-am dat? La... Unde? Mulțumesc pentru că mi-ați dat și mi-a dat că facem numai în familie, în chemat aia cea mare, sper să întreabă asta. Pe mine trebuie să spun chiar este greu, pentru că spunea cineva că este foarte greu să predici la profesori. Mai degrabă ești paznic la o turmă de evori decât să fii duhovnic la o mănăstire de maici. Maica mi-a dat o prezentare a întemeierii statului Moldav și m-am uitat așa fugitit pentru că mereu în caut de lucru îmi spune că omul cel care este de lăsător își caută de lucru material, fuge de rugăciune și de asta, dar câteodată mă mai duc și în partea slantă a materialului. Și aseară m-am uitat un pic, este chiar cam stufoasă prezentarea aceasta și am scos-o un pic așa mai pe scurt și pentru că este întâlnirea statului Moldav. Putem să eu aș lua-o invers cu istoria, pentru că dacă suntem în momentul de față, acum în 2024, până la 1424 sunt 600 de ani. Și în această perioadă, sigur, s-au făcut și s-au întâmplat multe lucruri frumoase și nu pot să le povestim noi într-o jumătate de oră sau într-o zi sau o săptămână sau o lună. Și așa, dacă o luăm înapoi, ne ducem până la Alexandru cel Bun, când este printre primii care s-au întemeiat statul Moldov. Dar important este și toți știm și voi dumneavoastră sunteți profesori și oameni de catedră și ați trăit, ați respirat istoria și trecutul, așa mai ales pe la catedră. Știm că luptele s-au dus foarte tare, dar Bogdan Voivodul domnește în Maramureș timp de 3 ani. De acolo pleacă către Moldova, dar Moldova este cu granițele între Carpați, Nistru, Dunăre și Marea Neagră. S-a întemeiat ca stat al Nevului Mediu, ca
o întârziere de 50 de ani față de țara românească. Deci mai târziu de fața de țara românească se întemeiază statul Moldova. Numele vine de la râul Moldova, pentru că toți îl știu, dumneavoastră poate v-ați scăldat, sau ați prins pește, sau ce păstră, sau ce era. Asta sunt pește care mai se urcă până sus la Călimari și în apele de pune și pune hrăniți de cât mai de sus. Așa că aici, de la râul Moldova, își ia numele și țara, pentru că Bogdan vine și la baia de scale, cum spune descălcatul lui Bogdan Vodă, și aici cu Mara Mureșeni, cei mai de seamă, care mai vedem și prin filme, că ei când plecau, când erau stârniți de turci sau de maghiari sau cine știe ce mai au, atunci plecau cu tot cu biserici, cu tot cu turme, cu tot cu bătrâni, cu tine, cu copii și nu permiteau ca să rămână și să stea slugă la turci sau la... Și chiar vedem asta de legătura aceasta cu Maramureșul și cu Covina și cu Moldova, că ei vin la Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava și se închină și stau, priveghează, stau noaptea, nu la hoteluri, sau pe prispa bisericii sau pe prispa caselor care sunt. Și așa că se temează să ăsta, Bogdan, vine la baia și este perioada, în secolul, la jumătatea secolului 14, pentru că Alexandru cel Bun domnește 32 de ani și este perioada secolului 15, când se desfășoară și desfășoară el activitatea ca domnitor, ca întemeitor și face atâtea lucruri mărețe și frumoase, că dacă n-ar fi fost, nu s-ar fi povestit în zilele noastre atâtea lucruri. Și de multe ori mie îmi place să spun, când vin oameni și se închină la bisericuța din cimitir, în momentul când Alexandru cel Bun zidea biserici și dădea cum sunt Buricul și Danii, preoților, și încredința lucrurile cele mărețe oamenilor de seamă, America nu era descoperită și nu încă nu se știa. Bineînțeles că era o popoare și de roșii, dar acum vedem că s-a întors și ne reglează nouă credința, tradiția, și ne numără și zloții. Exact cum Alexandru cel Bun, dacă el bate mai groși, mai subțiri, banii erau în funcție de grosimea lor. Cred că asta era valoarea lor. Cum avem și Constantin Brâncoveanu, care se mai numea Prințul Aurului. Așa că se întemeiază statul Moldov de la Bogdan și bineînțeles că este perioada când domnește Petru cel I sau Iuga Olovo, care nu domnește prea mult, deoarece probabil că avea și o problemă cu sănătatea și atunci Mircea cel Bătrân îl ajută sau cumva face într-așa fel încât să urce pe tron Alexandru cel Bun și bineînțeles că el a domnit 32 de ani foarte bine și în pace și cu liniște, pentru că era un bun strateg, era un bun administrator și nu a avut războare. Mai degrabă, cum s-a povestit și am văzut și în filmuleț, a crescut, au hergherit de cai și erau cei mai puternici cai. Se știe că la Pudna, pe Valea Pudne, acolo și în munți, erau hergherit de cai care nu se știa, nu ajungeau turci chiar atât de ușor și nu îi descoperea, erau o rasă de lipițani, probabil că cu orice tur sau ceva făcut într-așa fel, care rezistau la vremurile de fric și de iarnă. Și atunci, de atâta și domnitorul Ștefan cel Mare a putut să aibă atâtea biruințe și să se ia la luptă cu dușmanul și cu turcul, deoarece Alexandru cel Bun, având în perioada aceasta fără războaie, tinerii nu mai erau decimați în războaie și atunci
32 de ani, dacă era un copil de 32 de ani, putea să meargă la luptă. Sau când a venit Alexandru cel Bun și avea un copil 10-20 de ani, acum putea să fie la 20-50 de ani. Și atunci cu acești oameni, Ștefan cel Mare, nepotul lui Alexandru cel Bun, a putut să păstreze hotarele acestea, că vedem că Moldova este între Carpați, Nistru, Dunăre și Marea Neagră, până la Cetatea Albă. Și toți știm că acolo am văzut și în film, se spune despre Căpriană. Căpriană este lângă Nistru, nu? Cine a fost? Așa este. Nu, dar e lângă Nistru, că am fost. Nu, sau de Japca. La Japca, nu? La Japca și Japca și Stipova. Da, dar este o zonă foarte frumoasă și foarte bună, pentru că chiar și luat o stăpânire rusească. Dar n-aș vrea ca să intru între prea multe detalii, că mă pierd în detalii. Așa că domnitorul are multe lucruri frumoase, pentru că pe timpul lui Petru I se întemeiază mitropolia și pe timpul lui Alexandru cel Bun se aduc moaștele Sfântului Ioan cel Mare de la Suceava, cel mai vechi moaște din România. Da. Statului român îi se mai spune până, deci din cauza că am fost în perioada supuși stăpânitori de la Roma, pentru că se numeau Sciția, Dacia Mică sau Dacia Liber, cum erau. Și mai aici, deci, specifică, n-are rost să intrăm noi cum erau așezările de state cu oameni mai puțin, se face până ajungea să ajungă să fie satele mănași, să fie orașe numite. Așa că... Pe la început, deci... Pe perioada noastră de început, nu este părintele Denciuc aici, deci toate localitățile, cum am spus, noi sau sate, erau comunități obștești. Aceste comunități obștești, dacă erau adunate, spre exemplu, cum este aici la noi, Valea Moldovei, să făceau un voievodat. Acestea erau ori în consulte de voievozi sau de jus. Mai multe... și așa s-a făcut de la jus, deci s-au făcut județele. Deci mai multe comunități făceau un județ și pe urmă voievodate. Ceea ce vreau să zic că deci, aici, dacă citea părintele un pic și spicuia, deci, în perioada de început, a fost o luptă cumplită între marile puteri și România noastră, care întotdeauna a fost la mijloc. Pe de o parte era statul ungar și pe de o parte era Polonia, care vrea să împartă, să-și întindă stăpânirea cât se poate mai mult. Despre descălecat, cum spune părintele, deci dacă îmi dădea foile, consultau frumos. cred că las eu părintele profesor. Ceea ce este perioada lui Alexandru cel Bun, ceea ce este perioada lui Cimeni. Deci, poporul de aici, deci, în scritorii Imperiului Roman, de erii noastre, și până începutul secolului al VII-lea, numeau poporul de aici Dunăreni. Fison era numită Dunărea. Știți, de la Știția Minori, Vlași, Volochi, Cumani, Brodnici și români, fiindcă în ultima perioadă se spuneau că sunt români, fiindcă au fost un popor supus romanizării. Erau romanizați, acolo sunt romanizați români. De asta, ca să avem noi și o imagine de unde ne vine nouă numele astea de români. De la Traian.
Trebuia să nu țin troieniți, numiți troieniți. Cronicarul Grigore Urechea, caracterizat ca fiind aici o țară în calea răutăților. Era o culoare formată din stepele portocaspice care legau țara noastră de centrul îndepărtat al Asiei. Și pe aici, deci, au trecut penegii cu mame, triburile germanice. Și ceea ce a spus și părintele profesor în predică, au avut loc descălecări de sate venite de peste munte sau din Moldova, fugind de sub stăpânirea feudalilor maghiari, în general. Găsim sate chiar pe la Sfântul Munte, am înțeles, au fost ciobani de la noi, goloți, balași, cum vă zis părintele în predică, că ați fost în Rusia. Unde? Este pe aceea să le găsești strămoșul doua, apoi în vouă doua. Hai să mergem pe bucimente, le frumos așa. Haideți. Domnul părinte, să vă lăsăm de ce vrea să ne spunem. Așa, și acum, dar lăsăm părinte. Da. Așa. 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 Este un moment frumos acesta de astăzi, la Mănăstirea Bucimei, și vorba cronicarului, Piruita Ogându. Discutarea de grijă și străluița Maicii Starței, cu binecuvântarea mea, ca să știți de părinte care este. Astăzi suntem aici pentru a vedea acești 600 de ani, mulți și puțini în fața istoriei, de când iată acest document emis, scris la Suceava, de grămăticul pe care amintește domnitor Alexandru cel Bun, arăta că satul acesta, Bucimeni, îl dădea drept credință popii lui Popa Iuga și fratului său. Ceea ce este foarte interesant, trebuie să luăm potrivit logicii istorice, dacă dă preotului sat, înseamnă că satul acesta avea și biserică. Ce este categoric. Atunci, iată, vedeți, ceea ce este foarte important să se rețină, că domnitorul lăsa acest uric lui, urmașilor lui, urmașilor lui. Deci acest lucru, vedeți, este o tradiție bizantină care s-a transmis și în țările noastre, în țările române, de aceea, iată, se spune că țările române sunt Bizanțul de după Bizanț, când domnitorul avea grijă și răsplătea pentru dreapta credință pe acest Popa Iuga. Această mănăstire, iată, și satul, poartă un nume istoric, Buciumeni. Știm foarte bine ce înseamnă instrumentul buciumului și ce importanță a avut în timpul istoriei, când buciumul anunța, dacă chiar așa o prismește, dacă în Bucima a anunța și o veste bună. Despre acest moment de astăzi, puteți să citiți pe site-ul Arhiepiscopiei Sucevei, este o picătură de istorie, Bucimeni 600, în care arăt ce a însemnat acel moment din februarie 1424. Iată, la câțiva metri, câteva sute de metri de aici, este pomenit, amintit Șoldăneștiul, la 1411, tot într-un document de la Alexandru cel Bun. Iată, o domnie de 32 de ani, este a doua domnie ca mărime după domnia lui Ștefan cel Mare, este numită în istorie Alexandru cel Bun pentru că el a făcut fapte bune, nu a purtat războaie, dar a știut să facă ceva care să rămână în timp și peste timp. S-a amintit în documentar de faptul că de numele lui se leagă aducerea în țara Moldovei, aici la Suceava, maștul Sfântului Ancel care a fost să devină patronul și ocrotitorul țării Moldovei. Vedeți? După recunoașterea Metropoliei Moldovei de către Patriarhia de Constantinopol, o pecetuire a acestei instituții, instituția Bisericii, este aducerea maștului Sfântului care a devenit un paladin al țării Moldovei. Două instituții puternice, domnia și biserica au fost în țara Moldovei,
care ani de rândul au putut să facă să fie vorba de o unitate de neamți, de neam și de credință. Sigur, timpul este cel care ne presează. Nu sunt vremurile sub om, ci bietul om sub vremuri, spune cronicarul. Momentul de astăzi, pe care l-a făcut Maica Stareță, este un moment care deja a intrat în istorie. În altă dintre de profesor, pentru Vasile Chita, acum, cine o să fie sănătos la 700 de ani? Să facem o altă pomenire. Da, deci evenimentul deja de astăzi a intrat în istorie. Și a scris și v-a semnat în acea cronică, pentru că mâna va putrezi, scrisul va trăi. Ceea ce s-a făcut astăzi, deja este istorie. Să dea bunul Dumnezeu să fim sănătoși și să păstrăm în continuare candela credinței, pentru că numai așa putem dovedi că în jurul Bisericii și în jurul Sfântului Altar ne-am păstrat propria noastră demnitate de creștini și de români. Sănătate și mulțumim pentru asta! Care a avut degenerația din partea un alt preasimțitului Carmelic să fie prezent aici la acest moment deosebit și m-am venit și hărțuit la Iași. Aici, ca un fiu al acestor plaie, sunt legat aici de cei care au fost părinți de acest loc. Ceea ce aș vrea să spun este că eu sunt botezat la Mănăstirea Pomodan, titorită de Petru Mușat, la 1386, în Sfântul Nicolae din Proiana. Apoi vedem baia, amintită la descălecatul Moldovei. Vedem aici, atât, satele acestea amintite, între care și Ciorsăcești, care a fost un sat tătăresc. Iar mai la vale, a fost hotarul Dușebrea, aproape toată Valea Șomuzului, de la un moment dat s-au găsit documente că își preotește tot sub denumirea de Dodești. Și în tupsețul lui Nebulcen s-a arătat că drumul care mergea de la Roma, trecea pe la Valea aceasta a Șomuzului, venit pe Valea Moldovei și apoi pe la Hătoc mergea spre Suceava. Asta era drumul pe care făcea legătură. Și atunci Rahmanul și Andreea, care a fost spunat în Ștefa cel Mare, au tot mare rol pe aceste locuri, pentru că erau, ca și în Maramureș, erau întemeiate aici așa numite voievodate de vale. Acolo vedeți că e Valea Izi, Valea Mare, așa erau și aici. Voievodatul pe Valea Moldovei a fost aici, s-au contopit mai multe. Apoi Valea Șomuzului, Valea Siletului, la Liteni, apoi pe Valea Bahluiului, la Hârlău. Și toate ce, deci dacă luăm așa, peste tot au fost aceste formațiuni. Și iată că în aceste formațiuni găsim de la Alisandru cel Bun, găsim și o listă cu satele care aveau biserici și care erau arondate episcopiei de roman sau episcopiei de mitropolie de la Suceava. Și iată că între acei care au fost arondați la mitropolia Suceava a fost și preotul Iuga cu biserica de aici, de la Buciumeni, Schitu. Și apoi celelalte sate erau deservite de el, pentru că aici avea sat. Mi-aduc aminte că eram diacon în 1982. Și am vizitat cu un alt preasfințit Pimen, era atunci episcop vicar la Iași. Am vizitat un sat unde s-a născut Caproșu, imitocul de pe malul Prutului. Și însă acolo era preot de vreo 2 ani. Și a venit o bătrână la noi și a spus: părinte,
episcopal, care trimiteți-ne un preot aici, că știți dumneavoastră, dar aveți primară și a spus părinte, lăsați pe cea. Vreau să vă spun că noi suntem așa de oropsiți încât nici nu poți să te naști într-un sat fără preot, nici nu poți să mori. Te duci în satul vecin să aduci un preot. Și când ne-am spus lucrul acesta prefecitului, când eram tropolit la Iași, creștul Daniel, atunci a luat inițiativa și a făcut acel program, zice, un sat fără biserică. Pentru că, într-adevăr, biserica și preotul este cel care l-a cum să vă spun eu, l-a făcut pe român să aibă din copilărie o identitate a lui. Când l-a dus mama la biserică și a făcut cruce și s-a închinat, atunci și părintele l-a împărtășit sau i-a făcut o rugăciune. De aceea spun că este foarte important să înțelegem, cum spuneam și biserică, de ce Nicolae Ioga a scris sate și preoți din Ardeal. Tot așa, iată, avem sate și preoți din Moldova sau din Muntenia, pentru că întotdeauna de un preot și de o biserică este legată istoria unui sat, a unei comunități, a unui ținut. De aceea este un moment deosebit, aceste șase veacuri pe care ne sărbătorim, într-adevăr, în fața istoriei, cum spunea și părintele consilier, e puțin ce înseamnă 600 de ani, la mii de ani pe care le știm sau nu le știm. Dar, totuși este important că aici găsim că a fost viață creștină, așa cum s-a dovedit de când la Dorhești Mari, s-a descoperit un mormânt din vremea migrațiilor. Și felul cum era mormântat, arăta că era creștin. Deci, atât din perioada aceea de la cum până dintre secole 3-4, deja aici erau creștini la anul 300, deci 300 și ceva, deja erau creștini pe aceste meleaguri. Atunci când Constantin cel Mare dădea libertate creștinismului. Și așa se explică de ce și noi, prin toate vâltorile pe care am trecut, că dacă te uiți la Sasca, Saș, și în general orașele au fost întemeiate de Saș și de Secui. Deci orașul Baia a fost influențat de orașul Bistrița. Deci au și fost și legături între Bistrița și până la Petru Rareș, Ștefan cel Mare, a avut până la Petru Rareș și a avut ținutul Bistriței și acolo a avut Ciceu, unde mergeau sau se refugiau atunci când erau în primejdie. Deci aceste legături, aceste lucruri care, iată, au devenit peste 600 de ani, asta arată că suntem un popor care avea rădăcini. Durerea că acum se cam depopulează țara. Ne-au plecat tinerii. În 2010 am fost în Italia la un congres cu un doctorant de meu la Assisi și acolo, în apropiere, la Terni, era parohia românească. De la Terni, localitatea, aproape de Roma, la Assisi. Lângă Assisi, da, în Udinese, poftim pe asta. Și Umbria Udinese, zona aceea. Și îmi povestea că era în luna octombrie. În anul acela, acolo, s-au botezat 300 de copii. Români. Și atunci noi am stat așa și am început să oftăm și am spus nu cunosc o parohie din România unde să se boteze într-un an 300 de copii. Povestea într-o seară la televizor că primarul din Ablut, Apuseni. Nici anul trecut, nici anul ăsta, nicio naștere. Zice, aveam 3-4 clase la gimnaziu, acum, dacă avem 2 sau 3 clase, mai avem de câte 20 copii. Și noi avem 35, 3-4 clase pe an. Mai avem, știți? Deci toată ne diminuăm. Aici e problema. Și când Patriarhul Teoptist, în anul 2000, când a vizitat Germania și a spus că ne repopulăm, că așa a spus și părintele Stăniloae, că dacă nu ne ținem credința serios și nu căutăm să cultivăm, așa,
pleacă copiii și atât că se vedea lucrul acesta. Când mi s-a spus la deștepți ăsta care conduc idioți ăștia, că se depopulează țara, ambasadorul Franței a spus. Păi au plecat 25% din populația țării și au plecat cei mai buni. Adică copiii între 18 și 45 de ani. A, lăsați, că avem noi grijă. Cât am vrut, totdeauna o problemă. Ca și în Astasă. Când a spus Cristian Tudorcovescu, nu-i vezi nici pe mâncare. Dar eu să zice, dom'le, dacă în halul ăsta părduiți țara asta, ajungeți la faliment cu ea. Avem noi grijă. Păi ea, că am grijă. De asta vreau să spun. De ce trebuie să-i cunoaștem istoria? Să se învățăm pe copii și mai ales să iubească tradițiile noastre. Mi-a plăcut când unul de la Vața de Jos, de unii părinți de Arsenie Boga, el a plecat serviciu pe la Mehediță. Am dat apoi acasă, în vacanță, ca să mănânce plăcinta din Vața. Deci, iată, ține, prin asta ține legătura. Plăcinta de acolo. Am dat acasă la el ca să mănânce o plăcinta de aia. Deci, aia, trebuie să ținem lucrurile acestea și mă bucur și de ce au fericit mai cu Asarisă, că a făcut acest moment așa și m-a plăcut că a început-o ca o șezătoare și a lăsat la urmă, ca doi să mergem să mai punctăm ceva. Dar eu am să punctez lucrul acesta că e foarte important să avem legătură cu locurile sfinte, pentru că prin locurile sfinte ne definim identitatea noastră. Fără locuri sfinte, suntem niște pușlamari rătăciți din lume. Vă mulțumesc! Mulțumim! 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 Mulțumim!